să învățăm să trăim și să muncim în chip comunist. Această chemare a găsit răsunet și în rândul oțelarilor de la Magnitogorsk. Șeful secției de cuptoare Martin, oțelarul Alexei Melnikov, s-a angajat ca brigada lui să obțină în cinstea celui de-al 21-lea congres titlul de brigadă a muncii comuniste. A fost complet electrificată și înzestrată cu cele mai moderne mașini miniere. Adevărate metrouri ne conduc spre adâncurile subterane, la stratul de cărbune unde minerii se află în plin asalt. Intervenția mașinilor perfecționate a ușurat munca omului și a făcut-o mai productivă. Instalațiile noii mine reprezintă un nou succes al industriei de utilaj minier din Polonia. Vești strălucite ne vin din China populară. La șantierul naval din Dalian a fost terminat într-un ritm record, fără precedent în istoria construcțiilor navale, primul cargobot de 10.000 de tone construit în China. Tocmai pentru a simboliza uriașul succes care a depășit toate recordurile cunoscute vreodată, muncitorii chinezi au botezat vasul un salt înainte. Noul cargobot va păși înainte, străbătând mările și oceanele, ca o mărturie a forței creatoare a poporului chinez. Asociația olandeză Cântărețul Colorat a organizat la Harlem această originală expoziție. Cu acest prilej a avut loc și o premieră de gală. Ție la mare înălțime, număr favorit al papagalului Filip. O creșă de rândunele. Le-am trezit.